Momente de panică pentru Andreea Bolan în vacanța exotică. Artista a ajuns de urgență cu cea mică la spital. Fetița a fost anesteziată de medici. Hei, dragilor, vacanța noastră în Mauritiu s-a luat într-o sătură neașteptată și neplăcută. Ieri s-a făcut rău Clăriței, a vomitat și am ajuns la spital. Și am stat toată noaptea sub observație și are o enterocolită. Eu am vomitat. Și el a vomitat. Ela e aici. Chiar în această dimineață a vomitat și Ela. Deci credem că are și Ela același lucru pe care îl avea de-aseară. De-aseară suntem pe antibiotic, pe cale orală și încercăm să o facem să bea cât mai multe lichide. Și o ținem sub supraveghere ca să-i scadă febra și să-și revină repede, repede. Ne-am luat copii și am revenit la hotel și vom continua tratamentul pe cale orală, antibioticele și toate medicamentele ca să nu mai vomite și să facă scaune. Și trebuie să le hidratăm foarte, foarte, foarte mult, să bea multă apă. Continuu, hidratare maximă. Am stat o noapte în spital aici și nu ne-a plăcut deloc. Nu mi-a plăcut deloc la spital aici pentru că n-a reușit să găsească venele. Au înțepat-o de două ori. N-au reușit să-i pună perfuzie și până la urmă am trebuit să o anestezieze cu gaz timp de 10 minute ca să-i pună perfuzia în vena din tâmplă. S-a hidratat o oră prin perfuzie și apoi a venit un asistent să-i prindă bandajul, că-i cădea, bineînțeles, bandajată toată, cădea. Și din greșeală i-a scos perfuzia. Deci după ce au anesteziat-o 10 minute, au chinuit-o, i-au pus perfuzia în tâmplă, a venit unul și a scos. A scos-o din greșeală. M-am enervat teribil, m-am supărat teribil. Au ras-o în cap sărăcuța ca să-i pună perfuzia. După ora a venit unul și a scos. M-am supărat rău, rău și mi-a stat inima în loc. Timp de 10 minute cât a fost anesteziată, mi-a stat inima în loc. A fost cumplit.